Potrivit cercetătorilor de la o universitate din Statele Unite, 9 din 10 persoane care folosesc intens telefoanele mobile suferă de așa numitul sindrom al vibrațiilor fantomă. Oamenii au impresia că sunt sunați sau au primit un mesaj, dar în realitate este vorba doar despre o senzație greșită. Ți s-a întâmplat vreodată să ai telefonul în buzunar și să ai impresia că vibrează când de fapt nu e așa? Da, de multe ori. De ce crezi că se întâmplă asta? Habar n-am, nu știu, probabil din cauza că sună telefonul altcuiva. Ți-o verifici de multe ori pe zi telefonul? Da, din 5 în 5 minute. Așa e, chiar așa e. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că de obicei sunt obișnuit că îmi vibrează sau așa ceva. Îți verifici des telefonul? Da. Nu știu, poate că aștept la un mesaj sau la un telefon și de-aia am senzația asta. Da, chiar de foarte multe ori. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că am impresia că primesc mereu mesaje din cauza că vorbesc foarte des. Specialiștii spun că vibrațiile fantomă se datorează deprinderilor memorate de organismul uman în urma utilizării intense a telefonului mobil. Mai exact, avem de-a face cu o modificare a comportamentului. Cu cât facem mai des un comportament, cu atât acel comportament se automatizează și cu atât e nevoie de mai puțină reflexie și control conștient pentru a face comportamentul. Deci se automatizează, îl faci fără să-ți dai seama, numai te trezești că ești cu ochii în telefon. Mă trezesc dimineața și primul lucru mă la telefon. Mă pun înainte să dorm, ultimul lucru care îl țin minte e telefonul. Nu spun că toată lumea, dar o foarte mare... Și... De aici putem înțelege cu ușurință că devine un proces și este un proces folosirea telefonului mobil inconștient, care se întâmplă și care are repercursiuni în viața noastră pe multe planuri. Din păcate, majoritatea oamenilor nu-și dau seama că au devenit dependenți de telefoanele mobile. Ei conștientizează acest lucru abia atunci când rămân fără astfel de aparate și simt o senzație de disconfort.